Astăzi, în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Sfânta Liturghie de la Catedrala Patriarhală a fost săvârșită de preasfințitul părinte Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a afirmat că Evanghelia care s-a citit astăzi este una încurajatoare pentru toți cei care săvârșesc fapte bune, dar momentul judecății universale este unul înfricoșător. De asemenea, ierarhul a mai spus că pentru cei care și-au orientat viața în mod exclusiv către cele materiale, momentul judecății universale va fi unul dramatic. Duminicile acestea pe care le-am petrecut într-o întâmpinare a Sfântului și Marului Post, prin înțelepciunea dumnezeiască a Sfintei Biserici, pe care Dumnezeu o luminează și o conduce până la sfârșitul veacurilor, ne arată adevărul că numai în smerenie stă mulțimea de virtuți, pe când în mândria egoistă și în nemilostivire stă mulțimea viciilor și a păcatelor, pierzătoare de trup și pierzătoare de suflet. Și în același timp că, primind libertatea lui Dumnezeu de a-L recunoaște sau a nu-L recunoaște, de a crede în existența iadului sau nu, pe pământ totuși, libertatea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și pe care o respectăm cu smerenie dumnezeiască și în același timp cu iubire, ne-a oferit în felul acesta spațiul vieții noastre pământești ca pe un loc în care ne putem afirma ca la o competiție, dar în același timp ne putem ridica prin eforturile noastre la împlinirea noastră trupească și sufletească în Hristos. Ierarhul a mai subliniat că dacă nu vom da dovadă de dragoste plină de îngăduință și milostivire, nu ne vom putea bucura de împărăția lui Dumnezeu. Arătarea iubirii pline de milostivire față de cel de lângă noi poate să constituie pentru noi, după ce vom fi trecut celelalte etape pe care Evangheliile trecute ne-au învățat în duminicile precedente, atunci vom avea un atu, vom avea înaintea lui Dumnezeu o posibilitate de a înclina balanța noastră spre cele bune, de a ne ridica spre Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce Sfântul Apostol Iacov numește milostenia, care spune el acoperă mulțime de păcate. La acest lucru ne îndreaptă și Mântuitorul Iisus Hristos. Și înțelegem acum cât de importante sunt concluziile Sfinților Părinți, care spun că nu va avea parte de milă cel care nu a arătat milă și că nu va avea parte de iertare cel care nu a dăruit aproapelui său iertare. Dar iată, mila și fapta cea bună sunt foarte importante în acest proces de ridicare a sufletului către Dumnezeu. Astăzi, credincioșii au lăsat sec de carne, iar de mâine vor intra în săptămâna albă sau săptămâna brânzei, în care se pot consuma lactate, ouă și pește.